Peste 2000 de metri cub de lemn s-au confiscat de către polițiștii Serviciului Protecție a Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Direcției de Ordine Publică în ultima săptămână, în urma unei acțiuni în Maramureș pentru prevenirea și combaterea tăierilor fără drept de arbori din Fondul Forestier Național. Polițiștii au verificat 11 agenți economici cu obiect de activitate în domeniul forestier și un ocol silvic. Au fost constatate 2 infracțiuni pentru tăiere fără drept de arbori și furt de arbori și s-au dat 48 de amenzi în valoare totală de 220.000 de lei. Totodată au fost dispuse măsuri complementare de confiscare a 2367 de metri cub de material lemnos în valoare totală de 724.400 de lei. Acțiunea a beneficiat de sprijinul logistic al Inspectoratului General de Aviație din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și al Regiei Naționale a Pădurilor Rom Silva, Direcția Silvică Maramureș.